Welcome to our second presentation. Bienvenue à notre deuxième présentation. Prezentarea noastră. Let's open with the word of prayer. Et nous allons commencer par la prière. Cu un cuvânt de rugăciune. Holy God. Père Dieu Saint. As we continue to attempt to put our trust in you. Doamne Sfinte, în timp ce încercăm să ne punem încrederea în tine. However fragile our faith may be. Oricât de fragil ar fi credința noastră. However fragile our faith may be. We pray that you would guide, direct and bless us. Ne rugăm ca tu să ne ghidezi și să ne binecuvintești și să ne direcționezi. Hear and answer our prayer. Și ca tu să auzi și să răspunzi la rugăciunea noastră. Because we ask in the name of Jesus. Pentru că ne-am rugat în numele lui Isus. Who you love and whom you honor. Pe care îl iubești și pe care îl onorezi. Amen. Amin. In our first presentation of this camp meeting, în prima noastră prezentare din această tabără, we spoke about the 14th amendment. Am vorbit despre cel de-al 14-lea amendament. And I summarized that amendment. Și am rezumat acest amendament. With the following words. Cu următoarele cuvinte. That the 14th amendment is essentially a law. Că cel de-al 14-lea amendament este esențial o lege. That deals with the protection of everybody. Care se ocupă de protecția tuturor. Everybody who is considered a citizen. Toți care sunt considerați cetățeni. And it says that every citizen has equal protection under the law. Și spune că fiecare cetățean are protecție egală sub lege. I want to remind every one of us. Vreau să vă amintesc fiecăruia dintre noi. The purpose of that amendment. Scopul acestui amendament. Even though it had far-reaching effects. Chiar dacă are efecte foarte some of those usages of this amendment. Unele folosiri are acestui amendament. Was not in the mind of the framers of this law. Nu erau în mintea celor care au compus această lege. I will remind you that it was passed in 1866. Vreau să vă amintesc că această lege a fost dată în 1866. Ratified in 1868. Ratificată în 1868. And when you look at those dates, și când vă uitați la aceste date, and you see two important points, și vedeți două puncte importante. Citizenship. Cetățenie. And equal rights. Și drepturi egale. You know that this amendment was connected to the subject of race and slavery. Știți că acest amendament era legat de subiectul It was the major post-Civil War amendment. A fost un amendament post-război civil major. And it was designed to correct many of the wrongs, many of the ills that the black people in America faced. Și a fost conceput pentru a corecta multe dintre greșelile sau problemele cu care se confruntau oamenii negri din America. It was designed to legally address the subject of slavery. A fost conceput pentru a adresa în mod legal subiectul sclaviei. Today, astăzi,
at the end of the world, la sfârșitul lumii, when things are not literal but spiritual, când lucrurile nu mai sunt literale, ci spirituale, this amendment is used for other issues, other subjects. Acest amendament este folosit pentru alte chestiuni, alte subiecte. We spoke of Brown versus Board of Education. Am vorbit despre Brown versus Board of Education. We spoke of Roe versus Wade. Am vorbit despre Roe versus Wade. I didn't mention yesterday, but I have in the past. Nu am menționat asta ieri, dar am menționat în trecut. Bush versus Gore. Bush versus Gore. This was the legal fight about the post-election results. Lupta legală despre rezultatele de după alegeri. And Obergefell versus Hodges. Și Obergefell versus Hodges. So, the ones that we've spoken about. Deci, cele despre care am vorbit. Except one. Cu excepția unuia. Really deal with the issue of equal rights under the law. Se ocupă de problema drepturilor egale sub lege. And I want to add one more phrase. Și vreau să mai adaug o frază. It's called due process. Se numește procesul drept sau procesul corect. Now in another language that doesn't translate so well. În alte limbi acest lucru nu se traduce atât de bine. And what it really means is that under the law, everybody has certain rights, certain procedures that must be followed. Și înseamnă că sub lege toată lumea are anumite drepturi, anumite proceduri care trebuie urmate. And you can't withhold those rights because of a person's race or color or background. Și nu poți să retragi acele drepturi din pricina rasei unei persoane sau culorii sau what you deserve. În engleză se numește proces drept sau corect, ceea ce meriți. Now the reason why I wanted to remind us of this amendment. Motivul pentru care am vrut să vă reamintesc despre acest amendament is because the more we go over past information, este că pe măsură ce trecem mai mult peste informații, the better we will be able to understand what I'm going to phrase present truth. Cu atât vom înțelege mai bine ceea ce numesc eu adevărul prezent. And I connected the discussion of this amendment. Și am conectat discuția acestui amendament with an issue that's current within our movement. Cu o problemă curentă în mișcarea noastră. And I framed it yesterday in this fashion. Și ieri am formulat-o the leadership, the speakers, cum conducerea, vorbitorii, speak about and treat men. Vorbesc despre și tratează bărbații, alți bărbați. And there is a growing voice in the movement. Și există o voce crescândă în mișcare. That people, men, are beginning to raise their voices and complain. Bărbații încep să-și ridice vocile și să se plângă. That we have a one-track mind. Că avem o minte îngustă. All we speak about is equality. Că tot ceea ce, că noi vorbim doar despre egalitate. And not only that. Și nu doar asta. In the process of talking about equality, we criticize men
too much. Și în procesul în care discutăm despre egalitate, criticăm prea mult bărbații. And it's all one-sided. Și totul este doar este parțial. And the reason why it's important that we understand this issue. Și motivul pentru care este important să înțelegem această problemă is because people tend to think that there are different perspectives or two sides to an argument. Este pentru că oamenii tind să creadă că există perspective diferite sau două părți ale unui argument. I'll express it another way. O voi exprima într-un alt mod. People are beginning to suggest. Oamenii încep să sugereze that we are becoming unbalanced. In English they say unhinged. Că începem să devenim dezechilibrați. And if that's your mindset, și dacă asta este mentalitatea dumneavoastră, you need to ask yourself some serious questions. Trebuie să vă întrebați, să vă puneți niște întrebări serioase. And those questions must be based upon the following premise. Și acele întrebări trebuie să fie bazate pe următoarea premisă. Is this a moral stroke emotional response from us? Este acesta un răspuns moral sau emoțional din partea noastră? So the men are having a legitimate backlash. Pushing back at us. Astfel încât bărbații au un răspunsul bărbaților este legitim. Or sau, this is a prophetic issue. Sau este o chestiune profetică. And my perspective is that this is a prophetic issue that people in this movement are failing. Și perspectiva mea este că aceasta este o chestiune profetică pe care oamenii din această mișcare o eșuează. And the point of failure is that people are not recognizing that these are not moral questions but prophetic ones. Și punctul de eșec este că oamenii nu recunosc că acestea nu sunt chestiuni morale, ci chestiuni profetice. Now this is a subject that has been a cause of tension for around 4 years in this movement. Acesta este un subiect care a fost un punct de tensiune pentru cam de cam 4 ani în mișcarea noastră. Around 2017. Cam din anul 2017. There began to be a gradual shift in the words and the tone of my presentations. A început să fie o schimbare treptată în cuvintele și tonul prezentărilor mele. People would describe it in the following fashion. Oamenii o descriu în modul următor. My words had become distinctly moral. Cuvintele mele, spun ei, au devenit morale, în mod distinct morale. While the words of Elder Jeff remained distinctly prophetic. În timp ce cuvintele lui Elder Jeff au rămas în mod distinct profetic. And it took many people by surprise. Iar acest lucru i-a luat prin surprindere pe mulți oameni. Since then. De atunci. Over the preceding 4 years. În următorii 4 ani. I think I have been fairly consistent. Cred că am fost destul de consecvent. Explaining to people. Explicând oamenilor. That the distinction between morality and prophecy does not exist. Că nu există o distinție între moralitate it și is profeție. The construct of bad thinking. Și aceasta este rezultatul unei gândiri greșite. Ill-constructed logic. O logică construită în mod greșit. Baggage that we carry from our Adventist past. Bagaj pe care îl cărăm din trecutul nostru adventist. And I fear
for people today, și mi-este teamă pentru oamenii de astăzi, who are so excited about the formalization of our message, care sunt atât de entuziasmați de formularea mesajului nostru, and want us to move on, și vor să continuăm să ne să mergem înainte. And my fear is, și teama mea este, that those same voices, că aceleași voci, are rising up in opposition to the perspective that Elder Tess and myself have. Se ridică în opoziție cu perspectiva pe care Elder Tess și cu mine am avut-o. Which is that many men in our movement have not accepted the message. Care este faptul că mulți bărbați din mișcarea noastră nu au acceptat acest mesaj. The Sunday law message. Mesajul legii duminicale. Which, as I said yesterday, care, așa cum am spus ieri, is not the subject of same-sex marriage. Care nu este subiectul căsătoriilor dintre persoanele de același nor sex. Nor the role of Islam in Bible prophecy. Nici despre rolul islamului în profeția biblică. It's the subject of gender equality. Este subiectul egalității de gen. Which is a large issue that confronts every person in the world. Care este o problemă destul de so mare, if you felt that I was telling you off or rebuking you yesterday. Deci dacă te simți că m-am luat de tine ieri, then you misunderstand. Atunci nu înțelegi așa cum trebuie, ai înțeles greșit. My purpose for bringing this up, scopul pentru care am adus acest subiect, was to help each and every one of us, este să vă ajut pe fiecare dintre dumneavoastră, to remain balanced and on the narrow path, să rămâneți echilibrați și pe calea cea strâmtă. It certainly was not my intention to be critical towards any particular individual. Nu era intenția mea, nu a fost intenția mea să fiu să critic un anumit individ. Or to criticize their words or their perspective. Sau să critic cuvintele lor sau perspectiva lor. It was a call. A fost o chemare. For each of us to reconsecrate ourselves. Pentru ca fiecare dintre noi să ne reconsacrăm. Especially the men. În mod special bărbații. Who are the ones who are really failing this message. Care sunt cei care cu adevărat eșuează acest mesaj. I want to remind those people. Vreau să le reamintesc acestor oameni. Their failure will damage and hurt the women in this movement. Eșecul lor va lovi și va afecta femeile din acest mișcare. God is calling out a people, not women. Voi numi oamenii din mișcare, not men, nu doar, but both men and women, atât the bărbații, kingdom of heaven. Cât și femeile. Now, yesterday I said that I began this discussion with the 14th Amendment. Ieri am spus că am început această discuție cu amendamentul al 14-lea. And some people were confused by that statement. Și unii oameni au fost confuși de această afirmație. Because I began the subject more than, we'll say about 18 months ago. Pentru că am început acest subiect cam cu 18 luni în urmă. Și am discutat codul penal francez. And then I moved on slowly but steadily. Iar apoi am continuat, m-am mișcat încet dar sigur. When I dealt with the subject of homosexuality, we looked at the word. Atunci când m-am ocupat de subiectul homosexualității, ne-am uitat la acest cuvânt. Then we spoke about the Declaration of Universal Human Rights. Apoi am vorbit despre Declarația Drepturilor Umane Universale. And then after that, I introduced the 14th Amendment. Iar apoi după aceasta am introdus amendamentul al 14-lea.
But the 14th Amendment, the reason why that was the reference point yesterday. Dar pentru amendamentul al 14-lea, motivul pentru care asta a fost referința ieri, a fost îndoit, două motive. First, it was introduced at the same time as the formalization of the message. În primul rând a fost introdus în același timp cu formularea mesajului. At least in my studies, other people may have spoken about it before. Cel puțin în studiile mele, poate și alți oameni au vorbit despre el înainte. And the second reason I used it as a reference point. Și al doilea motiv pentru care l-am folosit ca punct de referință was to address the question or the issue that I wanted to raise about how to raise about the behavior of men. I-a fost să adresez problema despre comportamentul bărbaților. We need to be clear when it comes to prophetic subjects. Trebuie să fim foarte clar atunci când vine vorba despre subiecte profetice, which we all claim to believe are life and death issues. Despre care cu toții credem că sunt probleme de viață și de moarte. If a question is life or death, depending on how you answer. Dacă o întrebare este de viață și de moarte, în funcție de cum răspunzi. If you stand on the left or the right side of that argument. Dacă stai la stânga sau la dreapta acelui argument. There are no two perspectives. Nu există două perspective. If you're on the right side, dacă ești de partea, you'll have life. În partea dreaptă, partea corectă. If you're on the left side, you will have death. Ai viață, dacă ești în partea stângă, ai moarte. You cannot have a different perspective and stand on the right side and expect to have life. It doesn't work that way. Nu poți să ai o perspectivă diferită și să stai pe partea dreaptă și să te aștepți să fii mântuit. Nu așa funcționează. Even though the 14th Amendment seems straightforward, așa că deși cel de-al 14-lea amendament pare direct, everybody should have equal rights under the law, toată lumea ar trebui să aibă drepturi egale sub lege, its application is difficult. Aplicația sa este dificilă. And for many becomes confusing. Și pentru mulți aceasta devine confuză. For instance, in the case of Brown versus Board of Education. De exemplu, în cazul Brown versus Board of Education versus Comitetul Educației. All the people connected to that argument, they didn't all have the same perspective. Toți oamenii care erau legați de acel argument nu aveau aceeași perspectivă. And when that amendment was introduced during litigation, iar atunci când acel amendament a fost introdus în timpul litigațiilor, people viewed its usage differently. Oamenii au văzut folosințele lui în mod diferit. Roe versus Wade. Roe versus Wade. Same amendment, same law, same constitution. Același amendament, aceeași lege, aceeași constituție. But people are wondering, whose rights are we concerned about? Însă oamenii se îndreaptă despre, se întreabă despre ce drepturi ne îngrijorăm noi. Because from their perspective, you have different people who are all having different rights. Pentru că în perspectiva lor sunt oameni diferiți care au diferite drepturi diferite. People argue that some rights are being protected and some rights are being trampled upon. Oamenii argumentează că unele drepturi sunt protejate și altele sunt călcate în picioare. And that's the argument that I wanted to bring up with respect to what's happening in the movement. Și acesta este argumentul pe care am vrut să-l aduc cu privire la ce se întâmplă în mișcare. Equal rights, yes. Da, drepturi egale. But that doesn't mean that there should be equal telling off. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să criticism. Fie critică egală. It doesn't mean we view those two genders, male and female, in the same way. Nu înseamnă că vedem aceste două genuri, bărbați și femei, în același mod.
And so if you feel as a man that your rights are being trampled upon, deci dacă tu ca bărbat simți că drepturile tale sunt călcate în picioare, and we're not being fair, și nu suntem corecți, ask yourself this question. Puneți următoarea întrebare. Is this a moral failing on our part? Este aceasta un eșec moral din partea noastră? Or a correct understanding of prophecy on our part? Sau este o înțelegere corectă a profeției în de partea noastră? And I believe, și eu cred, all of us have the answer to that question already. Că cu toții avem deja răspunsul. We have sufficient evidence. Deja. Avem destule dovezi. Line upon line. Linie peste linie. The development of this message. Dezvoltarea acestui mesaj. To see and understand. Să vedem și să înțelegeți. That nobody's rights are being trampled upon. Că nu sunt calcate în picioare drepturile nimănui. But the law is being applied correctly. Ci legea este aplicată în mod corect. So that's why we discussed the 14th Amendment again, and that's why I feel it's so important for us to understand it. De aceea am discutat din nou cel de-al 14-lea amendament și cred că este atât de important ca noi să-l înțelegem. And we need to get out of the bad habit. Și trebuie să ieșim din obiceiul rău. Forgetting. De a uita. That this is a prophetic movement. Că aceasta este o mișcare profetică. A prophetic subject. Un subiect profetic. A prophetic message. Un mesaj profetic. It's not moral. Nu este moral. We're not trying to win your favor. Nu încercăm să vă câștigăm favoarea. Or your friendship. Sau prietenia. Or your affection. Sau afecțiune. That all of those things are nice to have. Deși toate acele lucruri sunt drăguțe. A prophetic message. Un mesaj profetic. Demands a straight testimony. Cere o mărturie directă. And a straight response. Și un răspuns direct. And your feelings. Și simțămintele tale. And my feelings. Și ale mele. Are not to come into that equation. Nu trebuie să intre în această ecuație. We are to do and speak right because it's right. Trebuie să facem ceea ce este corect pentru că este corect. Emotionalism is a dangerous track to walk along. Emoționalismul este o cale periculoasă pe care să mergi. When we deal with the subject of same-sex marriage and homosexuality, atunci când ne ocupăm de subiectul căsătorilor persoanelor de același sex și homosexuale, what many people suggest or argue, în ciuda ceea ce mulți oameni sugerează și argumentează, they approach the subject from an emotional stance. Ei abordează subiectul dintr-un punct de vedere emoțional. How they feel about it. Despre cum simt ei despre problema aceasta. And this is why there are so many different thoughts, so many different answers to this subject. De aceea sunt foarte multe răspunsuri la acest subiect. And that's why we don't have a common perspective or a common understanding of things. De aceea nu avem o perspectivă comună sau înțelegere comună a acestor lucruri. A few weeks ago, I stated the following. Cu câteva săptămâni în urmă, am spus următorul lucru. I stated it as a fact. Am spus-o ca un adevăr, ca un. And I believe Elder Test did the same. Și cred că și Elder Test a făcut același lucru. That the sexual orientation of a person is fixed. Orientarea sexuală a unei persoane este fixă. It's not chosen. Nu este aleasă. You don't choose to be homosexual.
in the same way that you don't choose to be heterosexual. Nu alegem să fim homosexuali în același fel cum nu alegem să fim heterosexuali. I don't know what percentage of us are heterosexual. We'll say 90%. Nu știu ce procent dintre noi sunt heterosexuali. Să zicem 90%. All of you. Cu toții. Who are heterosexual. Care sunteți heterosexuali. You know within yourself. Știți în voi înșivă. You didn't choose to be this way. Că nu ați ales să fiți în acest fel. You didn't come of age. Nu v-ați dezvoltat așa cum... Whether you were 5, 15 or 25. Cu, odată cu vârsta. That you came out of the closet and declared to the world that you are heterosexual. Dintr-o dată să ieșiți din obscuritate și să declarați lumei că sunteți heterosexual. Go back and analyze how you felt. Mergeți înapoi și analizați cum v-ați simțit. When you saw someone of the opposite gender to you, atunci când ați vedea pe cineva de gen opus, and the emotions and the feelings that that person created in you, și emoțiile și simțămintele pe care acea persoană le-a creat în voi. This was not a matter of choice. Aceasta nu era o chestiune de alegere. It was natural. Era natural. If you use the principles of, we'll call it William Miller's rules. Dacă folosim regulile lui William Miller. Juxtapositioning, parabolic teaching, however you want to describe it. Juxtapunere, învățătura prin parabole, cum vreți să o descrieți. When you compare two people. Și comparați doi oameni. Heterosexual person and a homosexual person. O persoană heterosexuală și o persoană homosexuală. Whether they're male or female. Fie că sunt bărbați sau femei. Decency and honesty. Decență și sinceritate. And I mean that at a prophetic level, not at a moral one. Și spun asta la nivel profetic, nu la nivel moral. Demands that you need to treat both cases, both people in the same way. Cere ca trebuie să tratați ambele cazuri în același fel. If you are born heterosexual, you are also the other person is born homosexual. Dacă tu ai fost născut heterosexual, de asemenea și cealaltă persoană. It's not a choice. S-a născut homosexual. It's not something that you force upon yourself. Nu este o alegere, nu este ceva pe care îl forțezi. You don't choose it. Nu îl alegi. Now, I have for many years defined sin in the following way. De mulți ani am definit păcatul în următorul mod. Not the classic definition that sin is the transgression of the law. Nu definiția clasică că păcatul este încălcarea legii. That is true. Asta este adevărat. But I choose to use a different definition. Dar am ales să folosesc o definiție diferită. One that I think is more helpful, more holistic. Una care cred că este mult mai de folos, mai holistică. And it's this. Și este aceasta. That sin is a choice. Păcatul and este as o alegere. As you define sin as being a choice, și imediat ce definești păcatul ca fiind o alegere, the implications and ramifications of that simple statement are profound. Implicațiile și ramificațiile acestei afirmații simple sunt foarte profunde. This is why I've taken many hours of study time. De aceea am petrecut multe ore de studiu, presentation time, de prezentare, to speak about the fast brain and the slow brain.
să vorbesc despre creierul rapid și creierul încet. Now, these phrases are just constructs. Aceste fraze sunt doar constructuri. The reality is your mind, your brain. Realitatea este mintea ta. And what we as scientists want to do. Și ceea ce noi ca și oameni de știință vrem să facem. Is to try to understand this complex organ or complex organism in simple terms. Este să încercăm să înțelegem acest organism complex într-un mod simplu. And one of the ways that we can do that. Și unul dintre modurile în care putem să facem acest lucru, which in fact is a technique that the Bible writers used, este o tehnică pe care scriitorii Bibliei au folosit-o. Is the personification of things. Este personificarea lucrurilor. Those things could be objects or emotions. Aceste lucruri pot fi obiecte sau emoții. They could be physical or spiritual. Poate fi fizic sau spiritual. So when I speak about the fast brain and the slow brain, deci atunci când vorbesc despre creierul rapid și creierul încet, you don't have two brains. Nu ai două creiere. They're not two specific locations geographically within your skull. Nu sunt două locații specifice geografic vorbind în craniu. One is not literally fast and the other literally slow. Unul nu este literal rapid și celălalt literal încet. But these are terms that are used to describe the whole of you. Însă aceștia sunt termeni care sunt folosiți pentru a vă descrie întregul. In simple ways that are meant to be useful and helpful. În moduri simple care sunt care so we speak about the fast brain and the slow brain because those two words, fast and brain, portray something. Vorbim despre creierul rapid și creierul încet pentru că aceste două cuvinte, încet și rapid, ne prezintă ceva. We could describe it in a different way. Am putea să o descriem într-un mod diferit. Fast, slow. Creier rapid, creier încet. Hard working, lazy. Sau creier muncitor, creier leneș. So the fast brain, the fast worker, is always busy. Creierul rapid sau creierul care muncește este întotdeauna ocupat. The slow brain is slow because it's lazy, it doesn't want to work. Și creierul încet este încet pentru că este leneș, nu vrea să muncească. In English there's a term called couch potato. It's someone who sits on a chair all day long and does nothing. În engleză este un termen, cartof de canapea. Este o persoană care stă pe scaun toată ziua și nu face nimic. Unless someone forces them to. Decât dacă cineva îi forțează să facă ceva. In the inimitable words of Trump, în cuvintele inimitabile ale lui Trump, they have low energy. Au energie joasă. This is the slow brain. Acesta este creierul încet. The lazy one, that tires easily. Creierul leneș care se obosește ușor. But it's also the thoughtful brain. Dar este de asemenea și creierul care gândește. Thoughtful, one that gânditor. Thinks a lot. Patient. Răbdător. Follows rules. Urmează reguli. Considers cause and effect. Care consideră cauză și efect. So this slow brain is not so bad after all. Acest creier încet nu este atât de rău după toate acestea. Compared to the headstrong, self-deceived. Comparativ cu creierul încăpățânat care se auto-înșeală și care este întrezneț, creierul rapid. I'll use two other terms. Am folosit doi alți termeni. Fast, slow.
rapid și încet. Conscious. Subconștient și conștient. Now remember, all of these are just, for me, English constructs of how you are put together. Toate acestea sunt constructuri englezești despre modul în care sunteți constituiți, construiți. They're only shadows of reality. Ele sunt doar niște umbre ale realității. The real you. Ale persoanelor noastre reale. Dar sunt diferite. Now, why do I mention that? Scuze, sunt de folos. Why de ce menționez so acest lucru? Much time dealing with the fast and slow brain? De ce petrec atât de mult ocupându-mă de creierul rapid și încet? It wasn't just to discuss how we approach inspiration. Nu este doar pentru a discuta modul în care abordăm inspirația. When I introduced another term. Atunci când am introdus un alt termen. What you see is not all that there is. Ceea ce vezi nu este tot ceea ce există. Now, it depends who you ask. Depinde pe cine întrebi. Because if you ask the fast brain, pentru că dacă pui întrebarea aceasta creierului rapid, ahead, care se grăbește, who doesn't care about the future, but the present, căruia nu-i pasă despre viitor, ci doar de prezent, who's not thoughtful and considerate, care nu este gânditor și nu ia în considerare chestii, bit like Esau. Este ca Esau. If you ask that brain, dacă pui această întrebare acelui creier, it says, what you see is all there is. Spune, ceea ce vezi este tot ceea ce este. I hope you understand this term. Sper că înțelegeți acest termen. Tunnel or blinkered vision. Viziune de tunel. Sau cum s-ar zice în română, viziune de cal. So tunnel vision is as though you had a tunnel. You can only see what's ahead of you. Viziune de tunel este ca și cum ai un tunel, poți să vezi doar ce este înaintea ta. They put these blinkers upon horses so they can only see ahead of them. Pun acești ochelari pe cal ca să vadă doar ce este înaintea lor. Now you know that all that you can see is not all that there is. There's things on the side that you can't see. Ceea ce știți că ceea ce vedeți nu este ceea ce există, pentru că sunt și lucruri în lateral pe care nu le vezi. Creierul rapid se uită la lume în acest fel. Is it good or bad that it does that? Este bine sau nu că face acest lucru? Depends who you ask. Depinde pe cine întrebi. We'll say good. The problem is the fast brain doesn't have all the facts. Problema este că creierul rapid nu are toate adevărurile. Doesn't think about the consequences. It just acts. Nu se gândește la consecințe, doar acționează. Fast brain is impulsive. Slow brain is thoughtful. Creierul rapid este impulsiv, însă creierul... Why is all this important? Because it comes back to este, the subject. Gânditor. De ce este acest lucru important? Pentru că... The nature of sin. Vorbește despre subiectul, natura păcatului. When we were children, we used to think as children. Atunci când eram copii, obișnuiam să gândim ca niște copii. So 4 years ago, cu 4 ani în urmă, we spoke about the true force of the will. Am vorbit despre adevărata forță a voinței. We'll rephrase that. Vom reformula acest lucru. The true force of choice. Adevărata forță a alegerii. So, it's your choice, it's your will. Este alegerea ta, este voința ta. Because the will is the boss, the governing force in a human being. Pentru că voința este șefa, este forța care guvernează într-o ființă and umană. That leads you down a certain path. Și asta vă conduce pe o anumită cărare. Everything that happens that you do,
tot ceea ce faceți, pe care îl faceți. Because you are a machine. Pentru că sunteți ca un fel de mașinărie. And so everything that comes to you has to be filtered. Pentru că tot ceea ce faceți trebuie să fie filtrat prin ce? Ceea ce vine la voi. Trebuie să fie filtrat prin voință. We'll put in parenthesis and a sanctified conscience. Vom pune în paranteză și o conștiință sfințită. Sanctified meaning it knows what is right and wrong. Sfințită înseamnă că știe ce este corect și ce nu este. Put that aside. Punem asta deoparte. Everything that comes to you is filtered through your will. Tot ceea ce vine la tine este filtrat prin voința ta. Because it's the boss, the governing power in the human being. Pentru că este bossul, este puterea so guvernatoare în ființa omenească. It means every response that you give. Asta înseamnă că fiecare răspuns pe care îl dai către influențe externe, your environment, către all becomes subject to will. Mediul dumneavoastră, which totul devine it's a choice on voinței. How you behave and how you react. Asta înseamnă că există o alegere cu privire la cum vă comportați și cum reacționați. This is a childish thought. Acesta este un childish conclusion. Copilăresc, o concluzie copilărească. I use the word childish in the sense of it's simplistic. Folosesc cuvântul copilăresc în sensul că este simplist. And when that truth came out as it did, și când acel adevăr a venit, a ieșit așa cum s-a întâmplat, cum a făcut. People in the movement thought it was a great revelation. Oamenii din mișcare au crezut că a fost o mare revelație. A great outpouring of truth and light. O mare revărsare de adevăr și lumină. And now, iar acum, after many years of prophecy, după mulți ani de profeție, now that we were dealing with morality, acum că ne ocupăm de moralitate, we were ready. Suntem gata. We were ready to take on the world. Suntem gata să cucerim lumea. But, dar, even though we thought we had become teachers, deși am crezut că am devenit învățători, 2017, one had to be raised up. Cineva trebuia să fie să se ridice. One had to be raised up. Someone needed to teach us again the truth. Cineva trebuia să ne învețe din nou adevărul. What I want to say is this. Vreau să spun următorul lucru. Everything that you do, tot ceea ce faceți, is not all choice. Nu este doar o alegere. Choice is slow brain. Alegerea este făcută de creierul încet. Therefore, will is slow brain. De aceea și voința este creierul încet. 4 years ago, that's all you thought there was. Cu 4 ani în urmă, credeți că totul este așa. Until you realized. Până când ați realizat. Until you were told. Atunci când vi s-a spus. That there is a fast brain somewhere in here. Că există un creier rapid undeva acolo. And that changes many things. Și acest lucru schimbă foarte multe lucruri. It changes how you view your behavior and the relationships that you are in. Schimbă modul în care vedeți comportamentul vostru și relațiile în care vă aflați. People don't think what they say or they do often. Oamenii adesea nu se gândesc ce spun sau ce fac. They fight. Ei se luptă. Or they run. Sau aleargă. Both responses of the fast brain.
Ambele fiind răspunsuri ale creierului rapid. Is that a choice that they make? Este aceasta o alegere pe care o fac? 4 years ago, you would have said yes. Cu 4 ani în urmă ați fi spus că da. No mercy. Nici o milă. Today, astăzi, we have a different landscape. Avem un peisaj diferit. And so, this whole issue about fast and slow brain. Deci această întreagă problemă despre creierul really rapid și încet. Dealing with the nature of sin. Se ocupă de natura păcatului. And it all brings us to this point in our present study. Ne aduce în acest punct în studiul nostru prezent. Where we can say with confidence. Atunci când putem să spunem cu încredere. Using all the rules that we have at our disposal. Folosind toate regulile pe care le avem la dispoziție. Parabolic teaching. Învățătura prin parabole. Juxtapositioning. Juxtapunere. Fast and slow brain. Creier rapid și creier încet. Unconscious, conscious. Conștient și and you bring all of these together. Inconștient și vedem toate aceste begin to understand more about the nature of sin. Aducând toate aceste lucruri împreună, începem să înțelegem mai mult despre natura păcatului. And if you begin to think like God, și dacă începem să gândim ca Dumnezeu, and if you begin to think like God, dacă începem să gândim ca Dumnezeu, it will force you to change how you react to your environment. Vă va forța să vă schimbați modul în care reacționați la mediul dumneavoastră. You might describe it that we would become more merciful. S-ar putea să spuneți că vom deveni mai milostivi. I wouldn't describe it that way. Nu aș descrie-o în acest mod. I would not describe it that way. Da, it's not that I'm becoming more merciful at people's bad behavior. Nu e ca și cum devenim mai milos la comportamentul greșit al oamenilor. It's that I'm understanding better the nature of sin. Ci că înțelegem mai bine natura păcatului. And how it operates. Și modul în care operează. The more you study, the more you investigate. Și cu cât studiem și investigăm mai mult, you're required to distinguish between choice and not choice. Ți se cere să distingi între ce este alegere și ce nu este alegere. Many of you who are listening are parents. Mulți dintre dumneavoastră care ascultați sunteți părinți. Just understanding this one issue, this one point. Doar înțelegând această singură problemă, acest singur punct. Would relieve you of many problems in child management. V-ar elibera de multe probleme în creșterea copiilor. Many of you are married. Mulți dintre dumneavoastră sunt căsătoriți. The nature of sin. Și dacă ați înțelege natura păcatului. The issue of choice. Problema alegerii. The nature and substance of fight or flight, which means to run. Natura și substanța principiului de luptă sau fugi. You would fare better in your marriages. V-ați descurca mai bine în căsătoriile dumneavoastră. This is a broad and vast subject that touches many spheres of your life. Acesta este un subiect larg care atinge multe sfere din viața dumneavoastră. Idea, this concept, this broad concept. Luăm această idee, acest concept and discussing larg. The very narrow application. Și discutăm această aplicație îngustă. We're taking this broad subject. Luăm acest subiect larg. And looking at a very narrow application of it. Și ne uităm la o aplicație îngustă acestuia. Heterosexual and homosexual orientation.
orientare heterosexuală sau homosexuală. If you are born with that nature, dacă ești născut it's not cu acea your natură, choice. Nu este o alegere. And therefore it is not sin. De aceea nu este păcat. The people ask silly questions. Oamenii pun întrebări prostești. At least from my perspective. Cel puțin din perspectiva mea. Like, is homosexuality a consequence of sin? Cum ar fi, este homosexualitatea o consecință a păcatului? That's like saying, is heterosexuality a consequence of sin? Este ca și cum ai spune că este heterosexualitatea o consecință a păcatului. Did God create men and women at the beginning because of sin? A creat Dumnezeu bărbat și femeie la început din pricina păcatului? Did sin exist? A existat păcat? Of course it did. Bineînțeles că a existat. Sin existed at the creation. Păcatul a existat la creație. The whole of the universe was in turmoil and fighting. Întregul univers era într-o luptă și se lupta. God didn't make that couple. Dumnezeu nu a făcut acel cuplu heterosexual as a consequence of the sin that was in the universe. Ca o consecință a it was God's will. Păcatului care era în univers, era voia lui Dumnezeu. It was sinless. Era fără păcat. There was no choice. Era it was o alegere. A reflection or a representation of the Godhead. Era o reflecție sau reprezentare a Dumnezeului. And so if you apply all of those ideas, all of those sentiments, dacă aplicăm toate aceste idei, toate aceste sentimente, to every human being, către fiecare ființă to omenesc, every form of relationship, către fiecare formă de relație, apply the rules carefully, aplicăm regulile we'll find your answer. Cu atenție, atunci vom găsi now, răspunsul. If one's sexual orientation is fixed and not chosen, dacă o orientare sexuală este aleasă, which I would say that 90% of Christians don't believe, nu, scuze, este fixată și nu este aleasă. The conference ce cred president of the Seventh-day Adventist Church doesn't believe. Că majoritatea, ceea ce de fapt majoritatea adventiștilor ziua a șaptea nu I believe cred. He's heterosexual. Președintele de conferință al bisericii nu crede. El este heterosexual și el crede că este natural. Being homosexual is a choice. Și în același timp spune că a fi homosexual este o alegere. This is not stupidity. Acest lucru nu este o It's prostie. Not understanding the rules of prophetic interpretation. Asta înseamnă să nu înțelegi regulile de interpretare profetică. It's careless reading. Este citire neatentă. It's bigotry, as este, William Miller defined it. Bigotism, așa cum a definit-o William Miller. And that's why the church is in a mess. De aceea biserica este într-o as problemă is Christendom. Mare, așa ca și creștinismul. So, having established using all of these rules, stabilind, folosind toate aceste reguli, that one's sexual orientation is not sin, că orientarea sexuală nu este păcat, and not a choice, și nu este o alegere, we have to reevaluate how we interpret, how we look at the Bible. Trebuie să reevaluăm cum interpretăm și cum ne uităm la Biblie. And for several weeks now, și de câteva săptămâni, I have said, let's look at a very narrow perspective of this issue. V-am încurajat să ne uităm la o perspectivă îngustă a acestor chestiuni. If what I've said is true, and it dacă, is, dacă ceea ce am spus este adevărat și este, then you have to change your understanding
your reading, your perspective, understanding reading perspective. Atunci trebuie să vă înțelegeți, să vă schimbați înțelegerea, modul în care citiți, perspectiva. Of one of two subjects. A unul dintre două subiecte. Celibacy. Celibat. Which means you don't marry. Asta înseamnă că nu vă căsătoriți. Or marriage. Sau căsătorie. So if the former statement was true, dacă afirmația anterioară a fost adevărată, your sexual orientation is not a choice, că orientarea sexuală nu este o alegere, then you need to reevaluate your understanding of celibacy or marriage. Atunci trebuie să vă reevaluați înțelegerea despre celibat sau căsătorie. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Holy God, Părinte Ceresc, help us to understand from cause to effect. Ajută-ne să înțelegem de la cauză la efect. Strengthen our minds and our memories. Întărește-ne mintea și memoria. Help us to be diligent in the few remaining hours that we have. Ajută-ne să fim sârguincioși în cele câteva ore care n-au mai rămas. It's not so much how many hours we put into study. Nu ține atât de mult de cât de multe ore punem la studiu. It's more about the attitude that we have about our studies. Ține mai mult de atitudinea pe care o avem cu privire la studiile noastre. I pray that each of us would understand this. Mă rog ca fiecare dintre noi să înțeleagă acest lucru. Quantity is not quality. Cantitatea nu este calitate. And yet we cannot have a good understanding without much study. Și totuși nu putem avea o înțelegere bună fără mult studiu. I pray for everyone listening. Mă rog pentru fiecare ce ascultă. That each of us will be given a measure of faith. Ca fiecăruia să îi se dea o măsură a credinței. To believe in you. Să creadă în tine. To believe in your messengers. Să creadă în mesagerii tăi. To have faith and trust. Să aibă credință și încredere. In Jesus' name, amen. În numele lui Iisus, amin.